Cristina, ești pregătită să pierzi la Stumble Guy? Nu! Felix, cum poți să pierzi așa ceva? Eu tot timpul câștig. De la Free Prizes. Stai să vedem. Ia de-le pe astea care absolut nu te ajută cu nimic în viață și voi până atunci rupeți butonul de acolo, deoarece astăzi o să râdem din nou. Și chiar nu te ajută nimic. Nou. O să râdeți cu mine, nu de mine. Ziceți bunicii voastre și părinților și tot. Uite, că nu te unu. Păi, dar de ce îți dau unu? Dar mai are rost să le mai învârți? Învârte-le, Cristina, că 1+1+1 ai dreptate. Ai dreptate. În 60 de ani se face 3. Averea se face din 1+1, așa că învârtiți aici la ruletă. Da, vezi? Uite, vezi? 10, uneori îți mai dă și 10. 10, adică merge 10. Pe, așa, pe lună se calculează. Să vedem, mai avem încă un lucky spin dintre ăsta în care s-ar putea să ne pice ceva. Cât de cât? Cât de cât șmecher? Hai, 3 tokenuri, le vreau. 3, mamă. Dar ai văzut cum s-a dus? Parcă împins-o așa, nu cumva să-mi dea pe fata aia. Acum, Cristina, ai opțiuni. Deci ai opțiunea să le iei pe înghețatul de frig, da? Îndrăgoreț, da? Și capibara. Știți cu toții pe cine să... Vreau înainte ca să eu să-mi pun click-ul, vreau să scrieți în comentarii, dacă mă cunoașteți, pe care credeți voi că eu l-aș alege. Ia să vedem, ați scris? Tu, Felix? Cristina o să le aleagă garantat pe rost până la ficat. Într-adevăr! Hai să vedem cum arată! Și o să mi-l și echipez. Da. Am înțeles eu că la treaba asta e automat. Stop, uite ce-ți dă. Îți dă și gemuri. Da. Îți dă și hartai. Și ochii ăștia de inimioară poți să-i pui la orice? Că e emoție dintre astea, emoție. Adică în loc să stai cu piciorul, deasupra capului îți apare asta. Ah, interesant, șmecherie. O să dai o dată. Bun, și ce mai fac? Dai back. Dau back. Și mergem să-l echipăm? Ia să văd Stumble Pass-ul, cum l-ai tu. Stai să văd unde e Stumble Pass, aici. Care-i faza? A, trebuie să-l cumpărăm. O să-l cumpărăm în episodul următor. Dacă uite, vreți. Aici ai dintre ăștia care fac ha-ha, gen te crezi super tare și râzi. Da, și vrei. Îi vreau. Bun, hai să mergem înapoi aici și să dăm customize, să îl echipăm pe acesta. Știu și o să dau și use. Și tu inim după el. Hai să punem aici animations, footsteps, astea. Inime, da, in the use. Și de la animation, dacă vrei să fie animația când câștigi, nu știu dacă e cazul, de la animation. A, dar stai să văd. Să fac așa. Care-s faine? Asta zici că e de Halloween. Ma. What? N-ați alegi una? Asta îmi rămâne mine. Asta e în caz de câștigi. Da. Nu... Cum adică în caz? Sunteți pregătiți? Dă-i play. Dau play. Hai să vedem ce planșă îmi pică mie. Zero. Te rog frumos, Felix, că acum, de-a lungul timpului, am mai ascultat câteva sfaturi de-ale tale, chiar dacă n-am recunoscut, și acum știu. Știi, de ce exemplu? Știi? Îmi pică plana, nu mă pricep! Asta trece și oricine de planetă. Nu, e foarte grea! Sar peste în față. Sar în dreapta. Și trebuie să te ascult. Trebuia să sar în dreapta, nu mi-a ascultat din prima. Păi da, nu sar te-am dreapta. Ascultat. Dar știi ceva? Nu știu dacă chiar vreau să te ascult. O, m-am dus pe asta de țepi. Stânga. Ca să mergi în planșa alaltă. Mergi pe aia, pe aia. Dar de ce? Tu crezi că reușesc săritura? Hai, pe ultimul loc, hai. Pe ultimul loc? Așa, și ia de ce poți. Hihi, măcar știi ce am învățat? Am învățat cum să sar pe chestiile astea. Așa. Era moneda în fața ta. Păi și ce are, dar măcar e moneda, că de aici, uite, efectiv pe chiar ultimul pe locul? Nu, Felix, nu-s chiar pe ultimul. Măi, cred că-s chiar puțin, poate, pe penultimul, vezi? Acum sunt pe penultimul, acum nu mai sunt pe penultimul. Bă, poți să le dau și la ăștia? Nu mai da pumni, ia monedele, lasă pumnii. Că după aceea înveți că ai emoji și după aceea o să te atace ei mai încolo. Am înțeles. Cristian, ai zis că nu-ți plac bombele. Nu. Faza este că skinul ăsta s-ar putea să-mi poarte noroc. Uite, vezi, deja avansez, deja pe locul 11. Nu te așteptai la așa ceva, nu? Nu mă așteptam să fie așa de varză, chiar nu mă așteptam. Cum adică? Deci eram ca o salată de varză și a fost foarte bună. Să știi că varza este bună. A fost bună. Du-te în dreapta, că sunt 8 gemuri în dreapta, după asta. Da, dar toată lumea se duce acolo. Du-te acolo, ascultă de mine. Nu, mă duc unde vreau eu. Că se respanează. Se respanează? Da, du-te acolo în față. Uite, vezi, sunt la... Aici? Unde să mă duc? După asta. Aici? Da, uite. Dați bombe. Păi dacă Cristina, acolo ești bombele. Păi dar n-ai cu... Uite, față. Dar ți le ia neamintică. Deci vreau să vă spun ceva, pe skin-ul ăsta, care cred că e fată, că e îmbrăcată în roz, o să o cheme Jetta. Nu-i numai atrăgător. Păi da, Jetta o cheamă. Se potrivește cu ținuta. Jetta? Da. Ce Jetta poartă așa? Jetta, așa o cheamă. Bă, dar Jetta nu-i nume de piții. Păi da, dar asta e vrea să fie piții. Toate bombele. Uite, dă-i tu dublu space să sar de bombe, fă ceva. Nu știu cum am fost pe locul 9 pentru secundă, vă dați seama? Dă-i dublu space în față. Aici? Ce fain, am sărit peste bombe. Aici se spanează? Hai, spanați-vă bani. Direct la mine în portofel. Uite mă că sunt acolo 100 din ăsta. Uite aici, calificată, nu știu cum, dar sunt calificată. Și sper să nu mai dea planșa asta, că e chiar grea.
Da. Adică este, cred că, singura planșă la care eu nu mă pricep. Cristina, singura planșă la care ai șanse să treci. Nu, e singura la care nu mă pricep, restul mă pricep la toate. Serios, mai ții minte aia care nu puteai să treci? Și alta care nu puteai să treci, aia nu puteai să sari. Care? Aia nu puteai să te pizi pe chile de pâine. Asta te las singura, că n-ai ce să-i ajut. Trebuie să o părești. Nu-i de Crown Inn. Nu-i de Crown Inn. Deci doar trebuie să supraviețuiești cu rozul ăla tău, da? Da, ce fain că sunt singura pe aici. Nu mai are nimeni ca mine. Eu sunt singura. Vezi ce faci? Să nu fii disperată. Să încerc să nu fiu disperată, bun. Uneori poți să și stai. Nu sta. Fugi de astea galbene, că astea-s periculoase. Dar vin spre mine. Păi fugi din zona asta, mergem partea aia la altă. Mamă, ce greu e să ții de mouse. Hai că a fost terminat 3 pricepuți. Aoleu, serios? Da. Sărace. Stop. Stau aici, stau aici. Stai aici ușor. Mai de capul meu. Mai trebuie 2 să fie eliminați. Eliminați-vă, vă rog. Du-te față în partea aia. Așa ușor. Du-te în partea aia. Deci dacă asta ar fi realitate și să vină gândăcenii noștri. Stânga. Bravo. Nu știu cum descalificată, frate. Păi eu ți-am zis cum, că tu mergeai exact în opus, mergeam de mergeau. A, nu, dar eu nu te-am ascultat. Nu, ascultai și ziceai, serios, stânga, Felicitări, stânga, eu fac stânga, Felicitări, stânga. Făceau cum voiau ele, stânga, dreapta, nu. Cristina, nu te-am ascultat pe eu îți spun ceva foarte interesant acum. E Crown Inn. Da. Sunteți pregătiți? Hai de mine, n-ai jucat niciodată asta. Hai de viața mea. N-am jucat niciodată, așa că te rog frumos să nu-mi dai niciun sfat. Cristina, să merg pur și simplu pe instinctul meu, te rog frumos. E Crown Inn și merg pe instinctul meu la o planșă pe care nu am mai jucat-o niciodată. Hai să vedem cum mă descurc. Sunt ultima, dar nu contează. Important e să fac aici bine. Te rog frumos să nu-mi dai niciun sfat. A, nu sunt chiar ultima. Am pierdut? A, nu. A, stai, te lasă. Te-o lăsat de milă. Nu, vreau să-mi învăț lecția. Te rog frumos să nu spui nimic. Deci nu sunt ultima, dar cred că acum sunt ultima. Yay! Ai văzut ce frumos m-am descurcat? Deci chiar m-am descurcat super bine. Sigur, n-ai ce? Avea șansă să câștigi, că e grea pentru toți. E grea pentru toți? Dar dacă mă ascultai, câștigai, dar tu nu mă asculti. Bă, nu știu cum se întâmplă, dar... De ce n-ai vrut să mă asculti? Dar și care e faza la planșa asta? Crește lava și urcă lava. Hai, Cristina, a ieșit ultima și aia tot trecut. M-am trecut. De reclip repede. De ce nu ai vrut să primești sfatul dacă niciodată nu ai jucat pe asta? Vedeți? Femeia cu încredere pierde. Play. Vezi? Uite și tu cum. Încredere. Femeia trebuia să... Deci, efectiv, n-ai trecut nici măcar 5% din planșă. Te învățam cum acolo stai, aștepți lava să crească. Dar tu ai mai jucat-o pe aia? Normal. Și avea șansă de câștig. Le știu cum, da, cum se joacă. Uite, asta te rog frumos, chiar să nu dai niciun sfat. La câte ciocane ai primit, mai memorat planșa asta ca... Nu, n-am memorat-o, pur și simplu o simt. Faci parte din mine. Hai, lasă-mă, da? că la început numai ciocane primeai în față. Păi da, dar n-am memorat-o. Păi ai primit un ciocan, că ți-ai amintit. Așa vreau restul prin ciocane. Și cum poți să fii mai printre ultimele locuri? Uite că sunt 100 în față. Ce feliți, cum sunt printre ultimele? Uite-te, sunt printre primii. Da, și primii din față, care e faza cu ei? A, ăia doar se grăbesc. Aia se grăbesc, da. Bă, maimuțe, stai să vedem. Încotro mă duc pe aici. Dar știu și eu, nu te-am întrebat pe tine, vorbeam cu mine. Am înțeles. Te rog frumos. Stai să vedem, a câta sunt. Ce că printre ultimii. Păi erai... Uite, frate, că am fost top 3. Păi erai printre ultimii, dar cum ziceam, o să stăm acolo. Dar așa se face la maraton. Așa se face la maraton. Deci este o tehnică. Dă-i adă, ești printre ultimii. Chiar sunt ultimii, nu vreau să... Oh my God. Te lași și că ești printre ultimii, dar te prefaci, știți? Și acum, când e runda finală, la ultima cursă, atunci bagi repede. Așa am făcut și eu. Deci, Cristina, intenționat totul. Observ că la o planșă nouă nu ai nici măcar o idee cum să treci. Nu. Nu. Dar m-a luat prin surprindere aia cu lava. Păi dacă n-ai ziceam, aici stai, sari, și nu făceai nicio greșeală, că alții au făcut greșeală. Te rog frumos să-mi dai spatele tale, recunosc că la planșă asta nu mă brice. Bun, măcar să o treci, haide. O ieși pe dreapta și sari odată. Odată, mergi printre astea, printre, draga mea, înseamnă să nu le atingi. Ai văzut ce bine m-am descurcat? Sar pe aia din stânga, pe asta. Cu dublu space? Da. Sar pe aia, eu cred că cu space, una, din mijloc. Așa. Sar pe asta, spre dreapta și mergi. Nu, puiu! Dar te rog frumos să dai sfaturile mai repede, că până bine dai tu. Ai mers opus, du-te înapoi. Deci, păi, dar zi-mi din timp. Deci să sar pe asta și mergi spre dreapta, nu sar spre dreapta, ai zis mergi spre dreapta, sar pe asta. Știi ceva, până dai tu sfatul, sar pe asta în față. Eu le găsesc singură. Sar și mergi pe stânga, repede. Repede. Uite, te vezi, mă descurc. Sar și mergi spre dreapta. Printre, ce bine mă descurc. Sar pe aia din față. A,
Așa. Da? Sarpea de sus? S-ar putea și nici nu am nevoie de sfaturile tale. Sarpea de sus? Hai, degeaba ți le-am cerut. Mergi la margine sarpea asta? A, dar este evident aici ce trebuie să fac. Sarpea asta cu durbul geam? Mai dat durbul geam pe așa de repede. Ok, sarpea și acum? Cu geam? Ia uitați ce fain, mă ia cu viteză. Du-te în mijloc, repede. Da, nu să te califici. Ce, cum adică? Du-te. Cum du-te? Adică nu o să mă calific? Păi dacă nu m-ai ascultat de la 2 de lift, adică să mergi după aia dreapta. Nu știi să mergi dreapta. Ca și răgușit. Deci, am zis, sari acolo și mergi dreapta. Tu ai sărit dreapta, că ai pierdut timp acolo, vezi? Da, mergi dreapta, adică mergi pe urma aia din dreapta. Nu, că eu am zis sar dreapta, când zic sar în dreapta și zic mergi în dreapta. Păi da, mergi dreapta, adică iau pe strada din dreapta. Păi și care e diferența atunci cu sar dreapta, că n-aveai cum să mergi. Păi trebuia să pui sarul dreapta și stai tot pe chestia asta. O ocolești. O să zic ca la clasa a doua, ca la clasa a treia e prea greu. Nu, vreau dreapta. Te rog frumos să spui ca la grădiniță. Ca la grădiniță. Da. Dreapta. Deci ca la grădiniță, te rog să sar dreapta. Care dreapta să sar, frate, că e balustrada? Tu vrei să mă duc după balustradă? Tu ce cauți cu mâna pe tastatură la mine? Ia te rog frumos, ia-ți mâna de pe tastatură, că eu mă pricep. Stânga. Nu, asta vreau aici. Aici iar cu ciocanele care le prind în față. Nu le primesc, să-i vezi că m-am priceput. Mergi, sar. E cu umbra. Stop. Știu și eu, stop. Hai, lasă. Știu. Că mi-ai zis sfatul dată trecută cu umbra. Așa, trebuie să mergi printre ele. Vezi? Ceva de genul. Double space. Ocolește în stânga. Asta și vreau, dar nu mă lasă ăsta. Păi dai un picior, un pumn. Ce faci? Ești calificată. Toate meritele sunt ale mele. Care dansau acolo și nu au vrut să se califice, că se simțeau nici dansau. Și au pierdut. Da, dar vreau zic că dacă ea mergeau în față și jucau cum trebuie. Păi da, dar eu mai sunt și norocoasă pe lângă pricepută. Știi? Și a fost norocul meu. Dar tu trebuie să înțelegi că... Uite, asta chiar aia la care chiar mă pricep. Stați să vedeți. Hai să vedem, nu uita că nu-i prima, e a doua joză. Fai cum vrei, tu nu zic, eu doar râd. Dar n-ai de ce să râzi. Uite-te la mine și învață. De ce dai dublu space? Dar mi-a alunecat degetul. Tot timpul se alunecă degetul, uite, știi, chiar ultima. Pinguinele, întrece-o. Nu, să vezi, chiar nu sunt ultima. Mai e cineva în spatele meu, ai văzut? Uite, vezi ce bine m-am descurcat? Deci chiar mă pricep la asta. Pe cum te pricep, nu vezi că ești între ultimii? Dar chiar mă pricep! Uite, te vezi? Dreapta. Dar te rog frumos să nu dai niciun sfat! Stânga. Uite, vezi ce bine mă pricep? A câta sunt? A șasea. Ai mi-o dată la... Merge repede! Am trebuit să calificat. Enervat, nu? Așa e jocul ăsta cu dușmani! Mai fă un joc odată. Ce te-am explicat eu ție când... Nu știu. Acum mi-am mintit. Să nu iei prin mijloc, să-i ca să încarci tu ce vorbești. Acum vorbește, ia zi. Deci mi-a zis Felix că acolo, la final, să nu o iau prin mijloc, că acolo se îngrămădesc toți, deci, să o iau prin stânga când ajungi la panta aia de deal, da, sar pe burtă dreapta sau stânga ca să nu-ți iasă cu piciorul. Ce care pantă de deal? Când este aia, e un fel de deal. E planșa la care nu mă pricep. Ia mai înțeles. Hai te la singură. Ce? Păi te-am învățat atâtea. Să mă lași singură? Te-am învățat atâtea, hai. Păi tu ce soț ești, tu mă lași singură? Păi du-te acolo unde te-ai făcut, mi-ai jucat până acum de când te-ai născut. Stai, mă duc pe aici. De ce dai, mă, dublu space așa de repede? Păi degetul. Nu crezi, n-am ajuns de degetul. Ești tu vargea. Și până ce ajung eu acolo, se iau toate monedele. Dar dai dublu space, dar pe burtă, știu, mai repede. Dreapta, dreapta. Nu, că nu-mi iese faza aia, o iau băbește. A luat-o băbește pe aici. Am luat și o monedă. Dar tu știi că eu m-am jucat odată singură și n-am luat nicio monedă? Cred că a fost vreo eroare ceva. Eu asta cred. Eroarea maxim cocos. Da, serios, a fost o eroare pentru că le luam și nu mi le băgam în portofel. Trădea jocul de tine. Nu, și venea să plec. Și am avut că la fel faci. Ai dreptate! E aceeași eroare! Aceeași eroare! Care-i faza? Păi dacă ai stat cele 8 minute de când a început jocul și trebuia să mergi prin față, erau 8 minute. Dar de ce nu mi le bag în buzunar? Uite, zice 0 monede! Pentru că la început n-ai luat primele 8 minute, stânga, erau grămadă. Păi și atunci eu de ce mă mai joc dacă nu mi le dă? Dacă nu le iei în primele minute, am văzut că uneori eroarea să nu ți-l mai arată, știi? Da! Și tu nu știi dacă pierzi sau câștigi. Șanse mari să fie. Deci dacă ai stat... deci e doar o eroare, cum am zis eu. Stânga, uite câte sunt, tu nu le vezi. Da, mi s-a pus pata pe monedă. Păi dacă acolo erau 4. Altă parte. Ia bani. Uite, deci practic le iau. Dar s-ar putea să câștig, nu? Păi nu știu câte ai. Deci e doar eroare. S-ar putea să am mai multe decât cred.
Uite asta. Mamă, ce bătălie, dacă ar fi așa realitate. Uite câte erau, ăla n-ai văzut pe alea, așa. Dar nu, că mi le iau ăștia. Știi, deci când m-am jucat eu singură, tot așa au fost. Și am pierdut, să știi. Toți le luau, nu? Da. Toți le luau așa cum n-ai tu. Da. Uite-te, deci nu mi-arată nicio monedă. Păi dacă jocul zice, dacă n-ai la primele 8 minute, nici nu meri să-ți arăt. Să te stresezi. Da, dar faza este că s-ar putea să chiar creadă că-s pe locul 31. A, ce bine! Super tare! Hai, ce bine că nu m-am lăsat. Da, 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 hai să vedem cum te scuci acum la Chrome. Ce bine că am avut încredere în mine. Data viitoare, Cristina, s-ar putea să joci contra mea, că a fost prea atractiv. Da, a fost. Uite, super tare. Uite, ăsta, scheletele roz, s-ar putea să fie bătălie între voi doi. Auleu, roz pe roz, căruia este mai bine? Mie sau lui? Eu cred că eu por mai bine rozul, vedeți? Ah, deci noi acum fiecare face dansul lui. Pe ăla chema Gigi Duru. E pe el Gigi Duru și pe mine Geta. Se potrivește. Pe ăla chiar chema Gigi Duru. Asta e planșa, e ușoară. Hai să te văd. Stați să vedeți. Mai ți-mi că n-ai pierdut ultima oară. Nu, asta e fix cea mai ușoară planșă. Hai să te văd. Bine, poate printre. Pleci de la Gigi Duru. Ai, competiția mea e fix lângă. De ce n-ai sări pe burtă? A, putem să fac și ceva? Sări pe burtă. De dar nu s-ar pot, burtă? Că sunt în nămol. Mă, eu nu pot să înțeleg. De atâtea ori dai dublu space repede și când chiar contează, atât pe dreapta. Eu chiar sunt ultima? Da. Nu cred. Poate ajungi tu penultima. Stai să vedeți că sunt penultima. Dreapta, mergi ușor spre dreapta. Ai, eu voi, mergeam spre stânga. Stai, prin care parte? Sar pe asta, sar pe asta. Așa, și ocolește partea, ocolește partea. Și... Vezi? Nu sunt ultima. Dar mai dai și tu un picior la ăștia. Păi da, dar mi-a din viteza, mi-a... Space. Sar dreapta pe asta pe piatră, sar. Și stânga, 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 stânga. Nu, era mai bine dacă steam în mijloc, unde voiam eu. Da, ai pierdut. Nu cred așa ceva. Deli. Na, cam asta este jocul. Tocmai că ziceam că asta e planșa ușor. Cam asta este jocul, Cristina, de claim. Îmi pare că trebuie să joci cu mine și te las eu să câștigi. Nu, nu așa merge. Dacă mă joc cu tine, parcă, cum să zic, am mai multă forță, pentru că trebuie să-ți demonstrez. Dar nu vrei tu să te joci singură data viitoare? Nu, vreau contra ta. Rupeți butonul de cocolai și ne vedem. Poate joci o dată contra abonaților. Rupeți butonul de cocolai și ne vedem data viitoare. Păi, tu vrei să mă fac de vreo? 5.000 de cocolai-uri și jucăm contra abonaților, da? 5.000 de cocolai-uri până mâine și... Să mă lăsați să câștig. Jucăm contra abonaților. Deci toată lumea să mă lase să câștig, ca să-i demonstrez felicitări cea mai bună. Asta trebuia să vă spun vouă separat. Ne vedem data viitoare. Pa! Pa!